Bună ziua tuturor, bine ați revenit, dragilor, bine v-am regăsit la întâlnirea noastră. Voi face o etalare pentru săptămâna viitoare, 14-21 ianuarie, pentru Zodia Scorpion, ascendent în Zodia Scorpion, pentru că și ascendentul este foarte important după 30 de ani, 29-30, și are o importanță foarte mare în viața noastră pentru că duce la o schimbare semnificativă. Și vreau să vă reamintesc că este o etalare generală și vă recomand să luați doar mesajele care le simțiți ale dumneavoastră. Și vreau să vă mulțumesc pentru susținere, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare și vreau să știți că o fac din toată inima ceea ce fac pentru dumneavoastră. Haideți să vedem un mesaj sau un sfat din partea îngerilor pentru Zodia Scorpion, ascendent în Zodia Scorpion, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pentru următoarea săptămână. Cum va fi această săptămână care urmează? Un mesaj, un sfat pentru Zodia Scorpion și ascendent în Zodia Scorpion. Ok, haideți să vedem. Răspunsul la întrebarea voastră este un mare da. Deci, dacă doriți să începeți ceva nou, este da. Dacă vă gândiți la o persoană, dacă vă iubește, vă iubește, este da. Puteți să începeți ce doriți, puteți să mergeți mai departe cu ceea ce faceți în momentul de față, că veți reuși. Dacă ați avut un dubiu sau o îndoială, răspunsul la întrebarea dumneavoastră este un mare da. Haideți să vedem următorul. Și totuși vă sfătuiește că există ceva mai bun pentru dumneavoastră. Dacă dumneavoastră acum lucrați la un proiect sau doriți să faceți ceva anume, totuși îngerii vă spun că va veni ceva mai bun pentru voi în momentul următor, care încă nu vedeți, încă nu sunteți conștienți, dar va veni în viața dumneavoastră ceva mai bun pentru voi, meritați ceva mai bun. Da? Vă transmite acest mesaj. Haideți să vedem ce vă transmite și Arcangelul Metatron. Va veni pace în viața dumneavoastră, se vor sistema lucrurile. Ok, a vrut să iasă. Și haideți să mai cerem. Ok, foarte rapid. Primul mesaj pentru voi din partea Arcangelului Metatron, secretarul Dumnezeu, care eu îl iubesc foarte mult, vă transmite așa. Cameră. Somn, vise și călătorii astrale. Dumneavoastră sunteți foarte intuitivă și noaptea faceți foarte multe vise și călătoriți în astral, călătoriți în univers. Zice că adevărata cauza insomniei tale, pentru că unii dintre voi aveți insomnii, nu reușiți să dormiți, nu se datorează doar minții, orgolului sau ansiei sau stresului tău. Nu e doar de aceea, nu de aceea nu reușiți să dormiți, să știți. Hiperactivitatea lobului temporal drept și a glandei pituitare, care este al treilea ochi, unde e în fruntea noastră, se află la originea tulburărilor de somn de care suferi. Este o importanță crucială să-ți creezi un mediu propice pentru destindere și somn. Sunteți foarte intuitivă. Visați foarte mult noaptea și de acolo, poate, sau călătoriți foarte mult astral și nu reușiți să dormiți bine, profund, pentru că dumneavoastră, în loc să dormiți, călătoriți, să spunem așa, mintea dumneavoastră zboară și se gândește și se tot gândește și tot se gândește. Foarte frumos! Foarte frumos, dar vi se spune că aveți nevoie să vă creați un mediu mai corespunzător pentru somnul dumneavoastră. Nu știu, poate aprindeți o lumânare în camera dumneavoastră, poate un parfum care vă place, să faceți o baie cu sare sau cu parfum, că vă va ajuta să adormiți, vă va ajuta. Aveți nevoie de relaxare. Se vede că treceți printr-un moment un pic mai stresant și vă preocupă anumite gânduri și acel lucru nu vă lasă totuși să dormiți. Și al treilea ochi s-a deschis, sunteți foarte intuitivă, vedeți departe și sunteți visătoare. Arcangelul Sandalfon zice, Sandalfon se află acum în preajma ta pentru a te ajuta să integrezi noile energii prezente pe pământul mamă.
El face parte dintre arcangelii cei mai luminoși și te ghidează pe calea ta spirituală. El îți aduce curaj și forța necesară pentru a te elibera de rănile trecutului. Aveți nevoie să vă eliberați de anumite bagaje emoționale care le duceți după dumneavoastră. E nevoie să iertați, să lăsați în urmă, să renunțați. Trebuie să faceți o schimbare, pentru că nu se mai poate. Trebuie să vă ajutați pe voi înșivă. Trebuie să integrați energiile prezente pe acest pământ și Arcanghelul Sandalfon vă transmite acest lucru. Că ei vă ajută, vă ghidează în această cale spirituală, îți aduce curaj și forța necesară pentru a te elibera, pentru că ai nevoie să te eliberezi, că acest lucru poate chiar nu te lasă să dormi, să te odihnești. Vă apasă ceva, ceva din trecutul dumneavoastră a revenit în viața dumneavoastră și nu vă lasă. Și sunteți foarte... cum să spun eu, foarte credincioși sau foarte în conexiune cu divinitatea unii dintre voi și de aceea vă transmite că aveți nevoie să vă eliberați de trecut. Haideți să vedem, vi se spune că e nevoie să reveniți la lucrurile simple, la lucrurile bazilare, la să reduce stresul și problemele, pentru că văd foarte mult stres aici, foarte mult foc, pasiune. Vi se zice să vă reîntoarceți, poate chiar și într-un trecut, să încercați să vă faceți viața mai simplă, nu mai complicată. Și aveți nevoie să zâmbiți, să vă distrați, să ieșiți cu prietenii, să vă faceți două râsete, să spunem așa. Aveți nevoie să stați în mijlocul persoanelor. Aveți nevoie de o energie pozitivă, de bucurie, de a vă juca, de a aduce culoarea în viața dumneavoastră. În această săptămână veți ieși cu prietenii dumneavoastră, cu amicii, veți ieși afară și văd că va fi foarte multă distracție și foarte multe emoții pentru voi și vă veți bucura. Veți merge acolo undeva în trecutul dumneavoastră, văd că veți fi în mijlocul persoanelor, cu multe persoane în jurul dumneavoastră în această săptămână. Haideți să vedem pentru cei care sunt într-o relație de iubire, pentru cei care sunt într-un cuplu de lungă durată, pentru cei care sunt singuri, dacă vor întâlni pe cineva în această săptămână. Cerem oracolul iubirii un mesaj, un sfat pentru relațiile, pentru iubire în general. Pentru zodia Scorpion, ascendent în zodia Scorpion. Pentru următoarea săptămână. Zodia Scorpion, ascendent în zodia Scorpion. Haideți să vedem. Din nou vă spune să iertați. Din nou vă spune să învățați din erorile trecutului, poate relațiile cu ceilalți, poate relația cu persoana iubită. Trebuie să lași acel trecut, trebuie să vindești trecutul, să experimentezi mai multă iubire în prezent. Iartă și învață. Zice că persoana care ați întâlnit sau cu care sunteți ar fi persoana corectă pentru voi. Ați întâlnit deja persoana care o cauți. Deci această persoană cu care sunteți este persoana bună pentru voi. Și deja ați întâlnit-o. Haideți să vedem. Dar această persoană este diferită decât ceea ce vă așteptați dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți alb. Poate persoana iubită este negru, este diferită și pentru acest lucru este nevoie să vă lăsați mintea deschisă, să vă deschideți mintea. Poate o persoană care a avut mai multă experiență sau o persoană care are gusturi sau mentalitate diferită. Și zice că este diferită de tipul de persoană care tu te așteptai sau care tu o frecventezi în mod normal, în general, în viața ta. E nevoie să vă deschideți mintea și totuși vi se spune că vă veți întoarce a fi liber. Poate pentru unii dintre voi sunteți singuri și
sau această persoană e diferită de dumneavoastră și nu vă place așa mult și cred că vă veți întoarce a fi liberi sau veți fi mai independenți, da? Veți decide să puneți toată atenția pe dumneavoastră, să fiți prima persoană importantă în viața dumneavoastră și foarte bine faceți. E momentul ca tu să reprinzi controlul vieții tale, mâinile tale. Și totuși vă spune pentru alții dintre voi să dați o posibilitate acestei relații, pentru că există iubire, există atracție și pentru unii dintre voi vi se cere să lucrați în ce privește această relație. Zice muncă de cuplu. Se cere muncă în relația dumneavoastră. Da, pentru că sunteți caractere diferite și se cere muncă să fiți mai înțelegători, chiar dacă dumneavoastră deja sunteți înțelegători. Dați totul, sunteți buni, ajutați, săriți în ajutorul celorlalți, dar la rândul dumneavoastră nu primiți același lucru și de acolo vă supărați și vă blocați sau nu mai reușiți să vă deschideți sau nu mai doriți să mai aveți treabă cu acea persoană din aceste motive, pentru că nu primiți la rândul dumneavoastră același lucru și totuși oracolul iubirii vă sfătuiește să mai dați o posibilitate la relația dumneavoastră, să lucrați la această relație și să aveți o minte deschisă pentru alții dintre voi, minte deschisă, ok, dar nu vă va place acea persoană și vă veți întoarce liberi. Haideți să vedem ce vă transmite tarotul pentru următoarea săptămână. Pentru zodia Scorpion. În momentul de față sunteți foarte sensibil, zodia Scorpion. E ca și cum aveți foarte multe emoții și aveți foarte mult de zis, de spus, de transmis. Haideți să vedem. Pentru zodia Scorpion, ascendentul zodia Scorpion. Am fost călăuzită să folosesc acest oracol magnific, invizibil, pentru această săptămână. Pentru zodia Scorpion, ascendentul zodia Scorpion. Ok. Wow, 10 de monede. Văd că veți merge în oraș sau în oraș, da, sau veți fi în aceste zile, veți fi în oraș sau veți fi în mijlocul altor persoane, într-un grup de oameni. Văd că vă veți ocupa de investițiile dumneavoastră sau vă veți ocupa de familia dumneavoastră în ce privesc investițiile pe termen lung, în ce privesc banii. Văd că veți avea o stabilitate financiară bună. Veți pune bani și pentru mai târziu, pentru familia dumneavoastră. Și văd că veți face un drum. Veți face un drum, dar vi se cere un echilibru. În ce privesc două drumuri, în ce privesc două situații, în ce privește trecutul și viitorul, vi se cere să faceți un echilibru. Și cred că la acest drum va trebui să faceți o alegere. Văd că veți merge undeva unde ați mai fost în trecutul dumneavoastră. Pentru unii dintre voi văd două familii. Sau veți face două drumuri. Una în ce privește investițiile financiare și alta în ce privesc pasiunile dumneavoastră. Totuși văd că veți fi învingători. Veți fi victorioși. Haideți să vedem ce vor să mai iasă pentru voi. Zodia Scorpion, ascendentul Zodia Scorpion. Da, sunteți răniți aici. Sunteți răniți în ce privește un trecut de al dumneavoastră. A revenit ceva în viața dumneavoastră și văd foarte mult stres și rană, ceva v-a rănit din trecutul dumneavoastră în ce privește familia dumneavoastră. Ceva v-a rănit în ce privește o persoană de la drum sau unde veți merge la drum,
Va trebui să văd lupte, va trebui să luptați în ce privește o persoană de la drum, o familie de la drum, sau veți face un drum în trecutul dumneavoastră, unde ați mai fost, sau o situație din trecut, văd că va trebui să luptați, v-a rănit, dar nu veți mai face aceleași erori și aceleași greșeli. Văd și un refuz aici pentru unii dintre voi, că veți refuza ceva anume sau veți sta în banca dumneavoastră pentru că nu mai doriți să treceți prin ce ați trecut. Haideți să vedem. Și aici văd fantele de bastoni, de bețe, mă scuzați. Un copil în zodie de foc, berbec, leu, săgetător, are un rol important în viața dumneavoastră. Poate nepotul, copilul, și văd foarte mult entuziasm din partea acestui tânăr. Acest tânăr acum este la drum. Și văd că vă ocupați de anumite lucruri din trecutul dumneavoastră pentru acest tânăr sau acest copil. Văd foarte mult entuziasm. Da, și un nou început. Doi de spade, dar totuși aici îmi spune de anumite emoții sau un blocaj emotiv care îl aveți, pentru că trebuie să luați o decizie, pentru că ați suferit. Și acest lucru v-a dus într-un blocaj. E ca și cum nu mai vedeți, nu mai auziți, sau pentru că din cauza acelor răni sau ce s-a întâmplat. Dar totuși văd că trebuie să luați o decizie între două lucruri, între minte și inimă, și nu știți, pentru că nu doriți să răniți pe nimeni, sau trebuie să faceți două lucruri și sunteți acolo între capră și vacă, să spunem așa, între ciocan și nicovală. Sunteți confuși într-o situație anume. Haideți să vedem zodia Scorpion, ascendent în zodia Scorpion. Dar văd soarele, văd foarte multă căldură. Se va face o clarificare, să știți. Vreau să zic că în drumurile dumneavoastră, sau drumul, sau unde trebuie să mergeți în călătorie, sau la drumul dumneavoastră, va ieși soarele. Veți avea parte de o clarificare. Se va lumina această situație prin care treceți, să știți. Veți avea parte de victorie, de bani, de abundență, de căldură sufletească, de lumină, veți străluci, văd că se va ieși soarele și veți avea mai multă energie, mai mult optimism în ce vă privește. Foarte frumos. Soarele îmi spune de multă abundență, de mult optimism, de sănătate, de căldură. Cea mai frumoasă carte, eu o iubesc. Vă va încălzi sufletul, să știți. Va ieși soarele pe strada dumneavoastră, veți vedea lucrurile mai clar, mai cu lumină. Acest copil vă va da căldura sufletească de la drum. Veți ieși din această confuzie, da? Oamenii mei dragi, acestea au fost spuse. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și eu vă aștept la următoarea etalare cea zilnică. Vă doresc o săptămână plină de iubire și ne vedem, să ne vedem cu bine. Doamne ajută tuturor! Sănătate, numai bine! La revedere!